La noi în țară, după 1 iunie, am putea merge din nou la spectacole, concerte și festivaluri. Restricțiile nu dispar de tot, masca va rămâne obligatorie, dar adeverința de vaccinare, de exemplu, ar putea deveni principalul bilet la spectacol. Pentru evenimentele cu mii de invitați, guvernul vrea să mai aștepte până la finalul verii, când speră că peste 70% dintre români vor fi imunizați. Primul pas va fi reluarea evenimentelor mai mici, cu câteva sute de spectatori. În interior, la teatru de pildă, vor fi două scenarii. În scenariul 1, accesul la spectacol se va face doar cu prezentarea adeverinței de vaccinare, a unui test COVID negativ sau un test de anticorp care să ateste faptul că ați trecut prin boală. Chiar și așa, în sala de spectacol va trebui să stați în picioare, la distanță față de ceilalți participanți și să purtați masca de protecție. În scenariul 2, nu mai trebuie să dovediți faptul că ați devenit imun la COVID-19, dar accesul în sală se va face în funcție de rata de incidență. Dacă este sub 3 la mie, sălile vor putea fi ocupate în proporție de 2/3. Dacă sunt mai mult de 5 îmbolnăviri la 1000 de locuitori, atunci doar jumătate din sală va putea fi ocupată. Iar în cazul unei incidențe de aproape 7,5, doar 1/3. Peste acest nivel se consideră carantină totală. În cazul în care nu-ți permiți să îți organizezi un centru de testare la intrare, poți opta pentru scenariul B, care impune obligativitatea așezării spectatorilor pe scaune, dar nu putem permite ca într-un perimetru mic să aibă loc un eveniment cu foarte mulți participanți, pentru că ar fi mult prea apropiat. Masca va rămâne obligatorie tocmai pentru a reduce din risc. La evenimentele în aer liber, condițiile vor fi similare. Numărul de participanți poate ajunge și la câteva mii. Cine arată că este imunizat va putea merge la concerte sau festivaluri de pildă, dar respectând aceleași restricții. E de-a dreptul imposibil să asiguri această distanțare. Și mai mult decât atât, nu-i vedem sensul atâta vreme cât oamenii care intră la eveniment, fiecare persoană, fără excepție, fie sunt testați la intrare, fie sunt vaccinați, fie fac dovada că au anticorpi. Guvernul discută deja despre organizarea festivalurilor cu mii de participanți, chiar la sfârșitul verii, în perioada iulie-august. Autoritățile speră că la momentul respectiv peste 5 milioane de români vor fi vaccinați. Atâta timp cât ești vaccinat și îți faci testul COVID, mi se pare super în regulă să se poată participa și la altceva. Oamenii deja stau mult în casă, sunt nervoși, recalcitranți, cred că ar fi o recreere pentru toată lumea. Și eu aș vrea să mă duc la festivaluri în vară, din moment ce sunt vaccinată. Chiar foarte mult mi-am dorit să mă vaccinez, tocmai pentru a avea privilegiile respective. Condițiile pentru organizarea spectacolelor și concertelor trebuie însă aprobate de Comitetul pentru Situații de Urgență. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.